Trebuie să fim live și totul Recording. să fie în regulă. Da, bună seara tuturor. Mă bucur foarte mult, mă bucur extrem de mult să fim din nou împreună și în seara aceasta avem un invitat extrem de special, un prieten foarte bun și un partener de afaceri în același timp. Și de foarte multe ori încep sesiunile, absolut orice sesiune, dar până atunci, ca să ne asigurăm că totul este în regulă și totul funcționează exact așa cum ar trebui. Bun, să încerc să îi dau și share pe profilul meu personal, share now public. Perfect, ar trebui să fim în regulă acum. Da. De fiecare dată încep orice sesiune de training sau orice sesiune de mentorare sau când stau de vorbă și am o discuție cu o persoană nouă, de foarte multe ori încep prin, mulțumesc, Marius, este ok acum, perfect, perfect. Încep prin bancul acesta sau povestea aceasta. Bun, o persoană sau un pacient merge la medic, merge la oftalmolog și automat îi spune problemele lui: domnule doctor, nu văd la depărtare, cred că am o problemă cu ochii, cu vederea, nu văd la depărtare. Și doctorul îl întreabă din punctul său de vedere: păi ia uite-te, vezi soarele? Da, îl văd. Păi și cât de departe ai vrea să vezi, domnule? Și îmi place foarte mult să încep prin chestia asta. Este și comică, dar dacă ne gândim foarte bine și ne uităm puțin în spatele cuvintelor, este destul de dureroasă. Și o spun apăsat, destul de dureroasă, din ce punct de vedere? Asta se întâmplă de foarte multe ori cu oamenii din jurul nostru sau cu societatea, cu oameni. Absolut, încă o dată, oamenii din jurul nostru sau toți cei care sunt, cu care ne petrecem timpul, bun, poate ți împărtășești o idee, poate ți împărtășești un vis, poate chiar ți-ai găsit un nou loc de muncă, poate vrei să faci ceva diferit. A, tu nu ești bun. Păi cine te crezi tu? Tu nu ești destul de deștept, tu nu ai studiile necesare, tu nu ai banii necesari. Și exact despre chestiile astea vom vorbi, dar le vom lua pe rând și le vom analiza împreună cu Claudiu Auraș Popa. Te salut, Claudiu! Bună seara, te salut și eu. Ce faci, cum ești? Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte ok, mă simt foarte bine alături de voi. Mă bucur să putem să interacționăm din nou împreună și să mai dezvăluim așa din ce etape se întâmplă în viața noastră și despre cum putem să ajutăm mai bine oamenii care, într-adevăr, cum ai spus și tu, se văd așa în spatele norului. Ei sunt, de fapt, soarele, dar de multe ori soarele se ascunde între nori, dar ele este acolo. Da? Și așa sunt și oamenii, da? Se mai ascund în spatele fricilor, în spatele temerilor și putem ajuta cu mare drag, dându-le din experiența noastră, spunându-le cum am reușit noi. Cum am trecut noi peste eșecuri? Despre cum ne-am ridicat. Pentru că au fost multe etape în viața noastră când am fost jos și drumul succesului este doar în sus. Așa că îți mulțumesc, Alex, pentru invitație și abia aștept să interacționăm și să fie așa o sesiune deschisă pentru toată lumea, da? Și în același timp relaxantă, zic eu. Mă bucur foarte mult să aud chestia asta și mă bucur să fim din nou împreună. Pentru cine nu a avut ocazia sau nu ne-a mai văzut până în momentul de față, noi am mai organizat sesiuni împreună și traininguri împreună. Și vom începe în această seară, exact cum am menționat și în postările anterioare sau în promovarea evenimentului, vom discuta despre cele trei legi fundamentale pe care pe noi ne-a ajutat sau care pe noi ne-a ajutat extrem de mult să ajungem unde suntem în momentul de față și să facem ceea ce facem în momentul de față. Și când vorbesc, bine, sunt foarte multe lucruri, foarte multe variabile, le pot numi, care intră și fac parte din clădirea acestui succes sau acestor realizări sau, cum spunea Claudiu puțin mai devreme, să depășim anumite provocări. Dar, în primul și în primul rând, este extrem de important să știi
unde ești în momentul de față. Și asta este prima lege despre care vom discuta în această seară și o vom dezbate împreună cu Claudiu, legea conștientizării. Din punctul meu de vedere, ca să te dezvolți, trebuie să te cunoști pe tine. Este cel mai important lucru și face o diferență extremă, extremă, atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional, din punct de vedere al vânzărilor, al afacerilor, fie că lucrezi. Și ceea ce nu a menționat Claudiu, ceea ce nu a menționat, sesiunea aceasta se aplică absolut, absolut pentru toată lumea. Fie că ai o afacere în momentul de față, fie că nu ai o afacere, fie că lucrezi poate în farmacie, fie că ești contabil, poate șofer de taxi, șofer de autobuz, fie că ești mamă singură, constructor de rețele de network marketing, se aplică în orice domeniu ai activa sau ai funcționa în momentul de față. Și sociologul Charles Horton spunea în felul următor: nu sunt ceea ce cred eu că sunt și nu sunt ceea ce crezi tu că sunt. Sunt ceea ce cred eu că tu crezi că sunt. Mi se pare extrem de puternică chestia asta. Ce părere ai, Claudiu, despre acest citat sau această vorbă? Care este punctul tău de vedere? Întotdeauna, în momentul în care discuți și îți dorești să ajuți și vorbesc din punctul în care mă aflu astăzi ca și coach, da? E bine să te gândești că tu transmiți credința pe care o ai în serviciul tău. Și ai menționat foarte bine la început că ca să te dezvolți trebuie să te cunoști pe tine. Pentru că atunci când oamenii vin și au nevoie de ajutor pentru că au acea durere, acea nevoie sau acea aspirație către care vor să ajungă, atunci când discută cu tine, tu vibrațional cu el, transmiți partea de credință sau nu o transmiți. Iar fiind energie, că noi suntem energie, persoana din fața ta va simți dacă tu crezi, da, în produsul tău, pentru că atunci, da, el va crede că tu crezi în produsul tău, pentru că el aia are nevoie să creadă, că tu crezi în produsul tău. În momentul în care tu nu ai suficientă încredere, da? Nu ai credința și nu ai ajuns la identitatea ta profundă, n-ai săpat suficient de mult, atunci persoana din fața ta care își dorește ajutorul, da, se va îndoi la fel cum te îndoiești și tu. Are sens, Alex? Absolut, absolut. Și ce am înțeles foarte puternic din chestia asta, personal, am lucrat foarte mult pentru a-mi clădi această certitudine. Această certitudine pe care o transmitem omului din fața noastră. Și când vorbim, exact cum ai menționat puțin mai devreme, de identitatea noastră, identitatea noastră ca persoane se bazează pe cum suntem percepuți de ceilalți. Exact cum spuneam, aveam o discuție foarte interesantă cu Claudiu înainte de a începe sesiunea din această seară. Și exact cum suntem percepuți de ceilalți. Multă lume își dă cu părerea, dau sfaturi și nu caută să vadă cine sunt ei cu adevărat, să vadă cine sunt ei ca oameni, cine sunt ei ca indivizi, sau dacă vorbim sau ne legăm de sistemul de valori. Pur și simplu, noi trăim și ne clădim viața și succesul, între ghilimele, pe foarte multe valori împrumutate. Trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa, tata mi-a spus să fiu așa, mama mi-a spus să fiu așa, prietenul meu cel mai bun este așa și eu trebuie să fiu așa. Sau o chestie pe care... Hai să numesc acum greșeală sau copilărească, pe care încercam să o fur de foarte multe ori și bărbații, tinerii de pe sesiune în momentul de față pot sau rezonează cu chestia asta. Bun, dacă un prieten avea poate succes mai mult la fete pe vremea respectivă și eu încercam să copiez, să fac ceea ce face el, dar nu se aplică, de cele mai multe ori nu se aplică. Și când vorbim iarăși, nu căutăm să vedem într-adevăr cine suntem cu adevărat. Cine de aici își ia măcar 2 minute pe zi să se analizeze pe sine? Să vadă într-adevăr cine este sau cine ar vrea să fie. Cum o spun eu de foarte multe ori, formula succesului, și Claudiu, noi am discutat mult despre chestia asta, a fi.
Înmulțit cu a face determină a avea. Cine ești în primul rând în momentul de față? Claudiu, cum faci tu acest exercițiu? Eu îl numesc exercițiu, 2 minute pe zi, să te analizezi pe tine. Ce faci și cum vezi această situație? Da, eu îmi iau un răgaz de 10 minute, un sfert de oră în care stau și meditez. Da? Și când spun meditez, stau cu mine, da? Și mă analizez pe mine, da? Prin prisma gândurilor mele. Da? Pentru că și meditația este de mai multe feluri. Dacă stăm să ne gândim, în fiecare zi, da? Noi ne îmbrăcăm cu o anumită pelerină. Da? Devenim personaje pe care le jucăm în viață. Și jucăm fie în gașca de prieteni, fie la job, fie acasă cu familia, fie pe rețelele de socializare. Aceste personaje sunt bune, pentru că ele ne ajută să fim sociabili, ne ajută să facem bani, da? Să funcționăm la locul de muncă, la job și să păstrăm relațiile cu prietenii și cu familia. Dar identitatea ta, cine ești tu cu adevărat? În care circumstanță o arăți? Gândește-te un pic. În 2012, o să spun o parte dintr-o poveste. În 2012 eram angajat exact unde lucrez și astăzi, printre fondurile europene, și erau primele luni în care luam contact cu dezvoltarea rurală. Proiecte, fonduri. În fiecare zi aveam de analizat câte un ghid al solicitantului pentru cei care au un pic de habar, sunt acele ghiduri ale solicitantului și pătrundeam în lumea aceea omului care depune proiect și care își dorește dezvoltarea business-ului. Da? Mă gândeam, băi, vine antreprenorul și vrea să depună un proiect și să-și dezvolte business-ul. Apoi, ce făceam? Intram în lumea evaluatorului, pentru că eu eram evaluator și eram cel care verifică ce își dorește antreprenorul. Mai departe, peste mine venea un alt verificator, era autoritatea de management care mă verifica și pe mine ca și evaluator. Și mă gândeam care sunt lucrurile pe care le poate evalua autoritatea, cea care dă verdictul final. E, acum că am spus lucrurile astea, ce sentiment îți aduce atunci când amesteci rolurile în viața ta? E, ce crezi că s-a întâmplat? Am luat cu mine acasă cele 3 roluri și le dezbăteam în familie. Jucam în piesa asta a evaluatorului fără să pot controla acest lucru în mediul meu. Da? Și sunt curios, atunci când nu te-ai ridicat la înălțimea așteptărilor tale, pentru că sunt convins că au fost momente, cum te-ai simțit? Că indiferent cât de bine ne jucăm rolul și cât de bine mi l-am jucat eu, aveam un sentiment de frustrare și de nemulțumire. Pentru că încercam să mă ridic la înălțimea așteptărilor pe care le aveau ceilalți și riscam să nu conștientizez cine sunt cu adevărat. Și sunt curios, care ar fi o conștientizare legată de identitatea ta ca persoană când te gândești la lucrul ăsta? Pentru că facem alegeri în fiecare zi. Și iar de multe ori avem o imagine dublă a ceea ce suntem sau ceea ce putem fi. Și în martie anul trecut am descoperit dezvoltarea personală. Și ce am făcut? Mi-am pus masca de facilitator, m-am urcat pe șa, am plecat la luptă. Mi-am pus săbile în teacă. Au trecut lunile și eu schimbam măștile una după una. Trăiam într-o percepție asupra mea, iar rezultatul care a fost? Care credeți voi că a fost rezultatul? Faptul că am pierdut din vedere cine sunt eu cu adevărat și ce mă face fericit pe mine. E, acum gândește-te la tine. Cum poți să-ți dai seama cine ești și ce te face fericit atunci când alegi să alergi după reflexia distorsionată a unui vis care nu îți aparține? Minunat, minunat. Și mi-am adus aminte foarte multe exemple. Eu, în timp ce ascultam activ și
Foarte multe exemple, foarte multe povești pe care poate eu personal le-am trăit sau le-am auzit la vremea mea de-a lungul experienței. Și o chestie foarte, foarte interesantă pe care ai menționat-o puțin mai devreme, facem foarte multe lucruri de foarte multe ori pentru anumite persoane, pentru a dovedi persoanelor, oamenilor respectivi. Exact cum ai pus întrebarea puțin mai devreme, Claudiu, de câte ori nu te-ai ridicat la nivelul așteptărilor tale? Și până să spun exact întâmplarea asta extrem de importantă, dar și comică în același timp, ceea ce nu am menționat și am rugămintea, notați-vă, dragii mei, notați-vă întrebările acestea și garantez, pe baza experiențelor noastre, lucrând împreună cu Claudiu și pe partea de coaching și pe partea de mentorare, cu clienții noștri, cu oamenii noștri, au un impact extrem de puternic în viețile voastre dacă într-adevăr vă gândiți și puneți în aplicare sau încercați să găsiți un răspuns pentru întrebările astea. Și exact cum spunea Claudiu puțin mai devreme, apropo de a face ceva pentru altcineva, bun, chiar acum 2 sau 3 seri, dacă nu greșesc, stăteam de vorbă cu o persoană foarte faină, un prieten îl numesc în momentul de față, chiar dacă atunci m-am cunoscut cu el în cafenea. Bun, și el are o afacere în domeniul electricității, dacă spun corect, și-a creat propria afacere, contracte private și așa mai departe. Și anul acesta și-a luat licența în teologie. Dar chestia comică este de fapt că el a terminat facultatea de teologie în 2011. Și bun, păi de ce tocmai acum ți-ai luat și licența, ți-ai dat examenul de licență? Și l-au întrebat profesorii, bun, de ce tocmai acum? Nu știu, care a fost chestia, dacă deja ai o afacere foarte, foarte ok, ca să le fac licența, diploma cadou oamenilor care și-au dorit-o. Da. Care pentru mine pur și simplu m-a impactat chestia asta și mi-a plăcut, dar dă de gândit foarte mult să le fac diploma cadou oamenilor care și-au dorit-o. Și de câte ori se întâmplă chestia asta, poate tu în momentul de față cunoști sau poate chiar ai fost în situația în care ai fost poate presat de situațiile exterioare să faci ceva. Vocile societății, ale mass mediei, educația, prietenii, năpădesc mințile noastre și mai ales tinerilor din zilele noastre și îl plantează anumite credințe și valori, iar o viață definită de societatea noastră nu se aplică niciodată în viețile niciunuia dintre voi. Ceea ce ți impune societatea trebuie să fie așa, trebuie să, sau știți vorba aia sau gluma respectivă, dar tu când te măriți, tu când te însori, se aplică de foarte multe ori ceea ce vrea societatea. Și ceea ce am simțit eu și ceea ce vreau să împart cu voi este că singurul mod prin care îți poți făuri o viață plină de însemnătate este să elimini tot zgomotul din exterior și să privești într-adevăr în interiorul tău. Și nu știu dacă ți-aduce aminte, Claudiu, am avut discursul la evenimentul de certificare, evenimentul din Maxwell Leadership, parte din organizația din care suntem noi în momentul de față, exact despre chestia asta am discutat. Neștiind ce ne va aduce viitorul și că noi vom face sesiuni de training împreună, dar exact despre chestia asta, bun, trebuie să te focusezi întâi pe interiorul tău, cine ești tu, și asta se va vedea în exterior. Când a fost ultima dată când ai încercat să afișezi niște calități pe care nu le posezi? Când ai încercat, cu alte cuvinte, să fii ceea ce nu ești? Carl Jung zicea felul următor: cine se uită în exterior, visează. Cine se uită în interior, devine conștient. Și întreabă-te, ce anume, și dacă nu v-ați luat notițe sau nu ați notat nimic în momentul de față, chestia asta, doar ideea asta, dacă o notați, garantez și am certitudinea că vă va schimba complet punctul de vedere. Nu spun viața acum, discutăm peste 12 luni de zile, dar punctul de vedere. Ce anume vreau să fac cu însemnătate în această viață? Spune, Claudiu, din punctul tău de vedere, cum sunt? Sau care este punctul tău de vedere exact pe ceea ce am discutat până în momentul de față? Da, mi-a plăcut tare mult când ai spus de partea asta din citat, știi, că
Atunci când te uiți în exterior, într-adevăr, visezi și când te uiți în interior, devii conștient, pentru că legea conștientizării despre asta este baza, fundația. Da? Ca să ne dezvoltăm, ca să te dezvolți, e imperios necesar să te cunoști foarte bine. Și legea conștientizării, privită de mine acum, așa arată. Vreau să te ajut mai mult de atât. Mi-am dorit să ajut oamenii să facă mai mult decât știu ei ce își doresc să facă, pentru că oamenii își doresc, și o să vorbim pe larg și despre partea asta de ce își doresc. Mi-ar plăcea să afli și să știi cum tu să schimbi direcția și să ieși din acel sens giratoriu în care zăbovești ca să-ți atingi acel scop în viață. Asta face un coach, asta fac eu prin procesul de coaching, asta fac coachii, da? Ca și Alex, oferă claritatea drumului spre vârf. Da? Toate, îmi plăcea să spun că atunci când zbor cu vulturii, nu toată lumea poate să zboare la aceeași înălțime cu vulturii. Este important să ai claritatea drumului spre vârf, plecând de unde? De la cine ești tu, de la identitatea ta. Și am descoperit un exercițiu de imaginație pe care vreau să-l facem și să vă imaginați că ne aflăm într-o debara pixită de vechituri și cutine folosite de ambur. Cu toții am văzut la viața noastră... Claudiu, te întrerup o secundă. Noi am discutat despre... și permitem chestia asta. Noi am discutat despre chestia asta și mi se pare, pentru cine ne vede în momentul de față, mi se pare absolut genial, extraordinar de puternic exercițiul acesta. Dați share, am o rugăminte imensă, dați share la sesiunea din această seară, pe profilurile voastre, poate pe grupuri, la cât mai multă lume. Și tu, Claudiu, în momentul de față, că și Claudiu are un grup, o comunitate de oameni extrem de faină, extrem de frumoasă. Poți să dai share direct în grup sau chiar pe profilul personal, ne-ar ajuta extrem de mult. Și tocmai de aceea te-am întrerupt cu toate, cu tot respectul, nu vreau să rateze nimeni exercițiul ăsta. Imaginați, într-adevăr, cum ne vedem noi pe noi înșine. Te rog, Claudiu, te da, rog. Chiar, îți mulțumesc că ai pus partea asta de suspans, pentru că, într-adevăr, exercițiul... uite, mie mi se face pielea de găină și acum, da? Pentru că este foarte profund și scoate la iveală exact ce avem nevoie, ce aveți nevoie ca să puteți să plecați. Și exact cum spune Alex, fie că ești antreprenor, fie că nu ești, în orice meserie și la orice nivel ești acum, te va ajuta extrem de mult. Da? Și vorbeam de partea asta, de spațiu închis, de bara, beci, cu toții știți cum arată o debara fixită de vechituri și cu tine folosite de an bun. Da? Imaginează-ți că ești acolo, ești înăuntru, da? Este înghesuială, pânze de paianje, da? Eu sunt cu tine, Alex este cu tine, da? Mergem împreună spre peretele din spatele debaralei și printre pânze și praf se vede oglindă. Dacă te uiți în oglindă, ce vezi? Imaginează-ți că te uiți în oglindă, ce vezi? Din cauza prafului și a pânzelor de păianjen în care sunt peste tot, nu poți să zărești reflexia. Facem câțiva pași, ne apropiem amândoi, apoi eu mă apropii mai mult de oglindă, suflu în oglindă, o șterg cu cortul bine, da? În acel moment ce se întâmplă? Un nor de praf și pânze de păianjen te lovesc direct în față. În momentul în care te lovește praful și pânza de păianjen, nu-ți place, da? Bineînțeles că nu ne place, dăm cu mâna să ne ștergem la ochi, da? Gâtul ți se usucă, îl simți un pic iritat și începi să tușești sau să strănuți. Dragii mei, dragul meu, draga mea, identitatea ta este o oglindă acoperită de praf. Când te uiți pentru prima dată la ea, nu poți distinge cine ești cu adevărat.
nu-ți prea face plăcere să o cureți, dar nu îți vei putea vedea vreodată adevărata reflexie decât atunci când praful va dispărea. Cum e pentru voi? Cum e pentru tine, Alex? Extrem de puternic, extrem de puternic. Și exact cum am spus puțin mai devreme, să dați share, să audă sau să ajungă la cât mai multe persoane sesiunea aceasta și să o ascultați și în înregistrarea. Dacă doriți, bineînțeles, eu înregistrez în momentul de față și dacă mi-o cereți, bineînțeles, vă trimit cu mare drag sau chiar va fi live pe Facebook, pe grup și o veți putea asculta. Deoarece am putea discuta undeva până pe la ora, mă uit la ceas acum 7:30, până pe la un 10 pe tema asta. Ceva de genul acesta. Chiar am putea discuta și îmi place foarte mult, dar cum ai spus tu, Claudiu, ca să cureți oglinda respectivă și ca automat să ajungi și să-ți vezi și să-ți cunoști identitatea, cine ești tu cu adevărat și de unde pleci în momentul acesta, ca să facem o legătură foarte puternică cu următorul pas și o a doua lege pe care ne focusăm, ca să faci lucrurile acestea, trebuie să fii intenționat. În momentul de față, dacă decizi, spre exemplu, în orice faci, orice decizi să întreprinzi în viața ta, în viitorul tău, în afacerea ta, în vânzările tale, în viața ta personală, orice, poți să faci chestia asta de unul singur și respect treaba asta. Am lucrat ani de zile așa. Sau poți alege o cale mult mai ușoară și mult mai rapidă, lucrând cu cineva, cu un mentor, cu un coach, care deja a făcut lucrurile pe care tu vrei să le faci. Poate el deja este unde vrei tu să ajungi în momentul de față și noi asta facem cu oamenii cu care lucrăm în momentul de față. Dar pentru chestia asta și de ce spun chestia asta? E foarte important de înțeles, cum a menționat Claudiu puțin mai devreme. Bun, el este cu tine în camera respectivă și tu în momentul când nu îți vezi reflexia în oglinda respectivă, e foarte simplu, nu îți vezi reflexia, bun, lasă-mă că nu merge pentru mine, mă, treburile astea cu motivațiile voastre, adică chiar nu funcționează pentru mine. Dar Claudiu, ca un mentor, ca un om de afaceri, ca un poate prieten, ajutor, vine din spate și dă puțin și șterge oglinda pentru tine și îți oferă un alt nivel de claritate. Și aici vorbim de legea intenției. A doua lege este legea intenției. Să fii intenționat să faci lucrurile respective. Atunci când mintea, inima și tăria de caracter sunt în armonie, nimic nu este imposibil, spune Rig Veda. În mintea noastră avem imaginea vieții perfecte, nu? Sau cel puțin mi-aș dori ca cât, cu virgula de rigoare, cât mai multă lume să aibă imaginea vieții perfecte, să aibă sau să vadă ceea ce își dorește, să știe ceea ce își dorește. Ne proiectăm viața în funcție de cum ne petrecem timpul liber, cum vrem să fim în relații, cum, sau ceea ce vrem să obținem. Cum știi dacă aceste ambiții ale tale îți vor aduce fericirea și dacă fericirea este scopul potrivit pentru tine? Cum ai defini, în primul rând, fericirea? Încă o dată menționez, notează-ți întrebările acestea și poate timpul este destul de scurt în seara aceasta, dar cu siguranță vrem să te ajutăm. Sau dacă tu singur vei sta și vei reflecta, te vor ajuta. Câți dintre voi, uite, poate atunci când vedeți mari speakeri, vorbitori pe scenă, v-ați spus măcar o dată, vreau să fac și eu asta. Ce a stat la baza acelei exprimări? Sau ai văzut o mașină foarte scumpă sau, nu știu, un om de succes și ai spus, vreau și eu treaba asta. Dar ce te face să spui chestia asta? Ce stă la baza acestor exprimări sau acestor emoții? Spune-ne tu, Claudiu, dă-ne anumite idei. Da, foarte, foarte fain în momentul în care vedem oameni de succes. Uite, tu ai dat exemplu cu speakerii, da? Pentru că apar, vorbesc, sunt liber, da? Și te uiți și eu recunosc că mă uitam și am zis, băi, dar vreau și eu să fac asta. Dar acum vin și te întreb. Îmi permiți o paranteză.
Iartă-mă, dar Te rog! e foarte comică și pentru cine se uită în momentul de față. Ai văzut că am avut evenimente și țin de regulă evenimente. Este una din pasiunile mele să vorbesc pe scenă și să țin traininguri în mediul fizic. Și chiar mă întreba cineva, chiar zilele astea, bun, e foarte ușor pentru tine să vorbești pe scenă, că automat ai făcut chestia asta. Într-adevăr, pentru mine poate e ușor, dar nici măcar pentru mine nu e ușor, crede-mă. Și discutam Claudiu într-o sesiune privată, fără să-mi dau seama, mi-a ieșit eczema respectivă la gură, la ultimul eveniment pe care l-am avut, pe baza stresului, pe baza emoțiilor, poate transpirații, poate cred că uit tot, poate, nu știu, sunt foarte mulți factori care intră la mijloc și aici am dat doar exemplul, pentru cine ne urmărește, doar exemplul cu vorbitul pe scenă, care se poate face. Nu vorbim de un succes mult mai mare, de a conduce o afacere, de milioane de euro și așa mai departe. Continuă, te rog, Claudiu, mi s-a părut foarte comică ideea Super, asta nu? că totul pare ușor din exterior. Da, și vezi, în momentul în care te-a văzut persoana respectivă și putem să luăm cazul tău, da? Bun, și el vine la tine și spune, bă, îmi doresc și eu să fac asta, vreau și eu să faci tu, știi? Și apoi eu aș veni și te-aș întreba așa, îți dorești să faci asta sau îți dorești să înveți să faci asta? Și probabil sună așa un pic complicat pentru tine și nu înțelegi ce vreau să spun. E, gândește-te așa. Ce te ambiționează pe tine? Vrei să stai pe scenă și să vorbești liber ca un profesionist și să ai o astfel de reușită? Sau îți dorești experiența de a studia tot ce înseamnă arta public speaking-ului și vorbitului în public? Pentru că de ce spun lucrul ăsta? În primul caz, te va interesa doar rezultatul și atât. Și gândește-te în viața ta de câte ori nu te-a interesat doar rezultatul final. Dar în al doilea caz, ești curios să afli ce ai putea învăța din acest proces al învățării. Pentru că mereu ne dorim un rezultat. Mereu ne dorim rezultate. Dar întreabă-te așa. De ce îți dorești să faci ce este nevoie ca să ajungi la acel rezultat? Nu, Alex? De ce este nevoie să faci, poate de ce este nevoie, exact cum ai spus tu, ca să ajungi într-adevăr la același sau la rezultatul respectiv. Da, foarte frumos spus din punctul acesta de vedere. Dar te întreb pe tine, cel care ne urmărește în momentul de față, sau poate dacă ne urmărești live sau vei vedea înregistrarea, tu ce planuri ai? Că toată lumea de aici sper. Cred că are planuri. Să ridice mâna sus, să ne lasă un comentariu în chat sau chiar pe Facebook, bineînțeles, un comentariu și să ne spună, ai planuri? Nu te-aș întreba, bineînțeles, ce planuri ai, dar ai planuri sau ai planul stabilit? Uite, dacă luăm ca și discuție 2022, nu aș vrea să spun pentru restul vieții tale că planurile se schimbă extrem de multe ori și am întâlnit chestia asta, dar pentru 2022, pentru următoarele 6 luni de zile, pentru următoarele poate 3 luni de zile, tu ai planuri făcute, tu ai o imagine, ai o idee despre lucrurile pe care ți le dorești, să le finalizezi în fiecare zi, iar fiecare intenție de-a ta este motivată de câte ceva, de nevoia de a plăti chiria poate, sau dorința de a călători. Fiecare om, fiecare dorință, tocmai de aceea nu te-am întrebat care este planul tău, fiecare om, fiecare persoană, fiecare individ, are visul lui, are dorințele lui, are poate planurile lui și așa mai departe. Fiecare dintre noi, poate eu îmi doresc ceva, Claudiu își dorește cu totul altceva. Dar care este planul tău și ce motivează? Eu spun din alt punct de vedere, care este DC-ul tău? DC-ul acela al tău ce te trezește noaptea din somn, ce te ridică noaptea din pat. Poate dimineața, la ora 4-5, cum pot să fac și eu treaba asta? Nu de ce mi se întâmplă toate mie treburile astea, asta e cu tot o altă sesiune, cum pot și eu să fac treaba asta? Filozoful hindus Thakura descrie 4 factori motivaționali care ne determină toate faptele.
Și aș vrea să luăm pe rând, pentru câteva momente, în timpul pe care îl avem, să dezbatem acești patru factori. Primul este frica. Atunci când te motivează frica, alegi ce vrei să îndeplinești. De exemplu, frica de a nu fi concediat te determină să fii mai organizat și responsabil. Și discutam ieri cu cineva, aveam o sesiune de mentorare foarte puternică. Pe frica, spre exemplu, sau frica, sau motivația, sau dorința, de ceul, cum l-am numit mai devreme, de a te lăsa de fumat. Ok, dacă tu vrei să faci chestia asta, poate de la sine, poate vei reuși, poate nu vei reuși, că nu ai un factor motivațional extrem de puternic să te împingă pur și simplu de la spate să faci chestia asta. Dar dacă tu ai o problemă și mergi la doctor sau faci un consult medical și medicul îți spune trebuie să te lași de fumat, că dacă nu în 6 luni de zile te cureți, direct, atunci este cu totul altceva. Frica respectivă te motivează să faci ceea ce trebuie făcut. Și un al doilea factor este dorința. Să cauți satisfacția personală prin succes, prin bunăstare și prin plăcere. Când ai exclamat ultima oară, îmi doresc o casă, vreau libertate financiară, vreau o mașină nouă. Și vă recomand acum, din toată inima, din toată inima, și lucrez pe chestia asta și facem chestia asta. Eu am testat-o, întotdeauna știți că spun doar ceea ce funcționează și ceea ce am încercat, ceea ce fac eu. Nu vreau să filozofăm, nu vreau să spunem din cărți, cum am discutat și cu Claudiu. Bun, ce ai făcut tu prin experiența ta? Bun, scrie ceea ce îți dorești pe o foaie de hârtie. Scrie-le în fiecare zi, scrie-le dimineața, seara. Întotdeauna scrie, exprimă. E primul factor de atracție. Claudiu, spune-ne, te rog, celalți doi factori motivaționali din spatele succesului sau din spatele unui rezultat anume. Da, întotdeauna poate avem impresia că succesul este același lucru cu fericirea. Însă nu este decât o iluzie. Și are Jim Carrey un citat și a spus așa: cred că toți oamenii ar trebui să se îmbogățească, să fie faimoși și să facă tot ce și-au dorit vreodată ca să înțeleagă că nu ăsta este răspunsul. Și mi-a plăcut atât de mult acest citat, pentru că, într-adevăr, să te îmbogățești, să ai bani, da? Nu înseamnă că poți fi fericit. Cu cât îți legi fericirea ta de evenimente exterioare și am trecut pe acolo exact ce spunea și Alex. Sunt experiențe din viața noastră pe care le exprimăm și etape prin care am trecut. Și m-am bucurat la evenimente exterioare, atunci când mi-am schimbat mașina, atunci când am investit și mi-am cumpărat un telefon nou. Dar cu cât îți legi fericirea de evenimente exterioare din viața ta, acele evenimente care se schimbă mai mereu, da? Vei aștepta în zadar fericire. Și am o poveste la fel de impresionantă. Acum vreo 2 ani, fiind tot în dezvoltarea rurală, am avut o sesiune deschisă pentru renovări de clădiri monument istoric, unde pot depune proiecte bisericile, căminele culturale. Și a depus o biserică dintr-o comună apropiată un proiect. La un an după aceea, cred că a fost un an jumate undeva, nu mai știu exact, dar cam așa, noi mergem pe teren ca să vedem cum se desfășoară lucrările. Facem monitorizare. O parte din picturi erau pe schelă și aveau anumite margini din biserică, dacă pot să le spun margini, nu știu exact cu exactitate denumirea, da? Suflau cu praf de aur pe anumite margini ale icoanelor. Da? Pe schelă, eu uitându-mă în sus, da? Eram uimit de ce se întâmplă și de modalitatea cum pictau ei, o parte din praful acela mi-a pătruns în ochi. Și probabil te gândești, bun, și eu te întreb ce lecție tragi de aici, te întreabă Claudiu. Și probabil te întreb, ce lecție pot să trag de aici? Gândește-te la praful de aur, la aur, da? Și acum, praful de aur, cum este? El este superb, da? Dar la fel ca mine, dacă nu păstrezi distanța, îți va întuneca privirea. Praful acela care este folosit nu este aur pur. Din ce am înțeles, este un amestec din mai multe substanțe
ca să ce? Să dea strălucire obiectelor peste care este pus. E mai exact, este o iluzie. E, așa sunt și banii, și faima. O fațadă. Pentru că atunci când îți dorești ceva, nu îți dorești lucrul în sine, ci sentimentul acela pe care crezi că acel obiect îl va oferi. Și gândește-te de câte ori n-ai avut sentimentul, da? Că obiectul X sau Y, da? Ți-a adus fericirea. Acum, sunt curios cine a auzit de mosc. Termenul de mosc, nici eu n-am știut exact, am zis că este o plantă, da? Dar am găsit un termen. Da, pe Wikipedia am găsit și termenul de mosc face referire la o clasă de substanțe aromatice, cu miros pătruzător și plăcut, secretat de unele animale, da? Este o denumire, masculul moscului, este o chestie, acest mosc se folosește în industria parfumurilor, deci le are un miros foarte plăcut. Se folosește în cosmetică, se folosește în medicină. E, moscul este secretat de cerbii moscați și este un gen zoologic moscus. Da? Dacă vei căuta pe Wikipedia, vei găsi exact denumirea aceasta. E, ce se întâmplă cu moscul? Adulmecă în pădure, în parfum irezistibil, da? Și cerbii ăștia ce fac? Merg pe urmele lui căutând sursa mirosului, fără ca ei să-și dea seama că acesta este emanat de proprii lor pori. Ei își petrec întreaga viață rătăcind în zadar de colo-colo să afle cine produce mirosul. Wow! Dragilor! Wow! Noi, da? Oameni, căutăm fericirea în același mod, crezând că ne scapă, când de fapt ea se găsește în noi înșine. Da? Succesul nu garantează fericirea, iar fericirea nu are nevoie de succes. Te gândești așa, succesul înseamnă să faci bani, bun, să fii respectat în societate, să te descurci în orice situație, că ne place să ne descurcăm în orice situație, să fii lăudat, asta înseamnă succesul. Fericirea, în schimb, ce înseamnă? Înseamnă să crezi în tine, să crezi în identitatea ta, în cine ești tu, să ai o părere bună despre tine, să ai relații apropiate și să faci lumea aceasta mai bună. Foarte profund. Alex, cum... Stau și mă gândesc din punctul ăsta de vedere, Claudio. Iarăși, îmi place enorm de mult sesiunea și eu am certitudinea că este foarte valoroasă pentru fiecare dintre voi. Orice doriți să întreprindeți sau orice faceți în momentul de față. Și exact ceea ce spui tu, povestea cu cerbul, cu moscul, este absolut senzațională, transformațională și îți dă, cel puțin este ca un duș rece. Pentru mine, eu asta am simțit ceva extraordinar. Și din punctul acesta de vedere, eu am trăit foarte mulți ani chestia asta. Și chiar dacă nu ne permite timpul extrem de mult în această seară, eu am trăit chestia asta foarte mult și am fost și am discutat chestia asta de foarte multe ori, Claudiu, căutând mașini scumpe, bani, faimă, succes. De fapt, asta pentru mine însemna succesul de foarte, foarte multe ori. Și am căutat-o de foarte multe ori și asta, de fapt, ne arată zilnic emisiunile de la televizor. Ce înseamnă, de fapt, de drept televizorul? Television. Este, de fapt, din termenul englezesc, este, de fapt, cel mai puternic instrument de programare. Bine, cine a spus chestia asta o spune în felul următor, de îndobitocire al populației. Dar eu spun cel mai puternic instrument de programare al populației, program de televizor. Asta este și ideea. Și ce ne arată într-adevăr? Imagine, bani, faimă, nu? Dacă îmi permiți, Claudiu, dacă îmi permiți un exemplu extrem de puternic, nu aș vrea să folosesc nume,
cunoscute, dar o să-l folosesc, deoarece îmi place și le respect. Dan Negro a postat zilele trecute, a făcut o postare extrem de puternică, când el are o emisiune, chiar nu-i țin mintele acum, sau a lansat un nou proiect, o nouă emisiune foarte, foarte puternică, educațională, se focusează foarte, foarte mult pe educație la nivel de România. Și foarte supărat sau agafat că într-o seară sau în mai multe serii, Vulpița, sincer, nu știu cine e și ce face, dar îmi este cunoscut numele, a avut mult, mult, mult mai multe vizualizări și rating decât a avut el prin emisiunea educațională. Și e dureros. E dureros. Cel puțin din punctul meu de vedere. Nu știu cum este pentru voi, dar pentru mine, eu întotdeauna caut să învăț ceva. Și iarăși revin să învăț, să mă dezvolt, să cresc. Și iarăși revin la ce ne învață televizorul. Imagine, bani, faimă. Nu e de mirare că fericirea are un nivel scăzut în rândul oamenilor, chiar dacă ei au intenția de a aduce o viață împlinită. Dar viața de multe ori, am discutat până în momentul de față, cea impusă de societate. Ai încredere când îți spun că motivele pentru care intenția și dorința de a te dezvolta pe plan personal trebuie să le depășească pe acelea pentru care ai început să te dezvolți. Dacă îți cultivi zilnic, și eu subliniez chestia asta, zilnic dorința de învățare, află că nu poți învăța decât de la cei care sunt deasupra ta, care au făcut ceva diferit, care au făcut ceea ce tu vrei să faci în momentul de față. Și ce am aflat până acum din bunele intenții, că suntem în momentul de față la legea intenției, că frica ne limitează și că succesul nu ne mulțumește și ne îndreptăm către ceilalți doi factori, datoria și dragostea, doi factori motivaționali ca să obținem rezultatul respectiv. Pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, cum ne spunea Carl Jung puțin mai devreme, sunt patru factori motivaționali: frica, dorința, datoria și dragostea. Când te-ai simțit ultima oară împlinit? Și chiar mi-aș dori în momentul de față să îți las 5 minute. 5 minute să te gândești la întrebarea asta. Când te-ai simțit ultima oară împlinit? Atunci când te simți împlinit, știi că faptele tale au un rost. Orice ce faci la nivel zilnic sau poate săptămânal are un rost. Ni se întâmplă de foarte multe ori lucruri nasoale. Viața nu este doar lapte și miere, dar ai mereu posibilitatea de a-i da un sens. Ai mereu posibilitatea de a-i da un sens. Doar dacă, specific, vrei să faci chestia asta. Și cauți zilnic în interiorul tău să faci treaba asta. Te rog, Claudio, dă-ne o părere personală din punctul acesta de vedere. Da, o să vorbesc un pic pentru că, vezi tu, când ai spus că viața nu este doar lapte și miere și așa este. Lucrurile nu sunt ușoare. Viața este așa cum este ea, nu cum ne-o dorim noi. Și gândește-te că fiecare din noi, fiecare din voi, a pierdut pe cineva drag în familie la un moment dat. Da? Și este clar că toți am trecut printr-o astfel de suferință. Nu știu dacă există om pe pământul ăsta care să nu fi trecut printr-o astfel de suferință. E, dacă eu la momentul acela în care tu treceai pe suferință, veneam și îți spuneam să cauți partea bună, să fii fericit și să te concentrezi pe lucrurile bune din viața ta, sunt sigur că mâncam bătaie de la tine, nu? E, ce vreau să spun este că poți trece peste cele mai cumplite tragedii dacă vei căuta înțelesul pierderii tale. Și atunci când pierzi pe cineva, poți dona lucruri în cinstea persoanei dragi pierdute. Poți face parte de voluntariat. Poți să petreci mai mult timp cu cei dragi. Pentru că valoarea pe care o vezi în faptele tale te va face să simți că ai un rost pe lumea asta. Atunci când faci, cu cât faci mai multe lucruri cu drag și cu cât faci din intenția de a ajuta pe alții, în loc să fim egoiști și să fim doar pentru noi, să ne gândim doar la noi, cu atât vei avea mai multe reușite. Disconfortul pe care îl simți atunci când ai intenții bune și nu le duci până la capăt, le poți asocia cu un scop. Gândește-te, care este acel scop?
Extraordinar de puternică întrebarea. Spune-ne, te rog, Claudio, apropo de tot ceea ce am discutat până în momentul de față, și exact cum am menționat eu cei patru factori, frica, dorința, datoria și iubirea, eu spun că stau la baza tuturor intențiilor. Care este părerea ta despre lucrul acesta? Despre cei patru factori motivaționali pentru a construi succesul sau rezultatul respectiv? Da, foarte bine ai spus și ar trebui să te gândești să vezi și așa cum am făcut și noi. Intenția ta este cine îți propui să fii. Mereu mă întrebam, bă, cine îmi propun eu să fiu? Astfel încât să acționez cu un scop clar, conturat și să simt că ceea ce fac chiar contează. Gândește-te, este foarte profundă această frază pe care eu am exprimat-o, da? Este important să ai un scop clar conturat. Atunci când claritatea lipsește, poți să ceri ajutorul, lucru pe care oamenii de obicei nu-l fac pentru că au ego mult prea mare. Dar am trecut pe acolo. Am avut impresia că le știu pe toate. Probabil și tu, Alex, la fel. Avem impresia de multe ori că le știm pe toate. Până am realizat că perfecțiunea nu există și că nu ai cum să le știi pe toate și exact cum exprima, nu știu dacă Einstein sau Aristotel, unul dintre ei, spunea că cu cât știi mai multe lucruri, cu atât îți dai seama că nu știi mai nimic. Da? Cere ajutorul unui coach, cere ajutorul unui mentor. Da? Multe persoane vin la mine și spun asta. Mi-aș dori ca persoana iubită să-mi acorde mai multă atenție. Mi-aș dori să am mai mulți bani. Marea majoritate a persoanelor cu care doresc, asta îmi spun. Mi-aș dori să am mai mulți bani. Alte persoane spun, băi, mi-aș dori un alt job. Și am persoane cu care lucrez și care spun, băi, parcă mi-aș dori un alt job. Și vreau să te întreb, te regăsești aici? Cine se regăsește aici? Hai să vedem. Eu da, de foarte multe ori și am Da. trecut prin chestiile astea. Pentru că aveți. Lăsați-ne un comentariu pe chat. Apropo de ce îți dorești în momentul de față, poate bani, faimă, exact cum am discutat până acum, poate o relație mai bună, poate o sănătate mai bună, poate un alt loc de muncă, un alt job, care crezi sau într-adevăr vrei să te ducă exact acolo unde îți dorești. Cine se regăsește în cele spuse de Claudio? Vezi că nu spunem niciodată, mi-aș dori să mă concentrez eu mai mult și să fiu capabil eu să muncesc din greu ca să obțin acel lucru. Vă spuneți? Da? Mi-aș dori ăsta pe care îl exprimăm, este doar un fel de a spune, băi, nu vreau să schimb nimic la felul în care fac eu lucrurile să meargă. Dragule, draga, nu este suficient doar să avem intenții bune și doar să ai intenții bune. E important să treci la fapte, să acționezi ca să vezi cum cresc acele semințe pe care le-ai plantat. E, gândește-te așa, băi, îmi doresc o mașină nouă. Ce trebuie să fac ca să obțin mașina aia nouă? Vrei să depui eforturi pentru a o obține? Ești dispusă să o faci? Foarte, foarte profundă întrebare. Deci ești dispus? Îți va oferi munca în sine un sentiment de împlinire, chiar dacă nu vei reuși curând ceea ce îți propui? E, atunci când ai atenția îndreptată asupra procesului, nu asupra rezultatului, atunci vei obține lucrurile acestea. Și mi-a luat destul de mult timp, 15 ani de zile în care să-mi dau seama că atenția trebuie să o îndrept spre proces, nu spre rezultat. De aceea am venit în fața voastră și eu și Alex, da? Și venim să vă întrebăm cine te poate ajuta în sensul ăsta? De cine ai nevoie? Are sens pentru voi? Are sens, Alex? Extraordinar de mult și chiar acum mă gândeam, Mihail Strahoviț, unul din mentorii mei cu care lucrez în momentul de față, o spune în felul următor și iarăși este comică, dar trebuie într-adevăr să vedem ce ne spune Mihail. Spune în felul următor: marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi
nu și-ar dori să facă, adică ei sunt ok, sunt mulțumiți cu tot ceea ce au în momentul de față, cu tot ceea ce fac, sunt mulțumiți cu viața pe care o duc. Tot ce le-ar mai trebui în plus, sau singurul lucru pe care le-ar mai trebui în plus, doar undeva la 10.000 de euro pe lună, doar atât. Da. Doar atât, adică ei sunt ok acum. Și asta se întâmplă de foarte multe ori când merg spre oameni și bun, poate le ofer un program, poate le ofer, cine știe, o ședință sau o sesiune de mentorare sau chestii de genul acesta. Sau poate stau de vorbă cu ei, sau poate oamenii de regulă vin către mine și îmi spun, bun, exact cum spunea Claudiu puțin mai devreme, vreau o relație mai bună, vreau o sănătate mai bună, vreau o mașină mai bună, vreau o casă mai bună, vreau, că toată lumea vrea. Dar te întreb acum, Claudiu, și pe tine, te întreb direct, ești dispus să plătești prețul succesului pentru a obține ceea ce îți dorești? Alex, da, sunt dispus și am plătit și plătesc prețul în continuare. Și fie că vorbim, probabil când tu afirmi acum preț, probabil te gândești la bani. Cu toată lumea, și eu m-am gândit prima dată când mi s-a adresat această întrebare, ești dispus să plătești prețul? Bineînțeles că m-am dus cu gândul la bani. Dar aici vorbim de parte de energie, da? Vorbim de parte de timp. Câte persoane nu ai auzit spunând că nu au timp? Și probabil dacă te întreb și îți spun cum îți organizezi tu timpul sau care este semnificația vieții tale? Pentru că Dumnezeu ne lasă pe pământ cu un scop și foarte multe persoane pe care îi întreb care este scopul? Care este semnificația vieții? Da? Nu știu să-ți răspundă, pentru că ei nu trăiesc în visul lor. Ei nu trăiesc în viața lor. Și da, sunt dispus să plătesc prețul și mai sunt dispus să urmez procesul până la capăt. Să fiu consecvent. Da, pentru că adevăratul test al măreției este consecvența și asta e ultima lege pe care nu Alex? Legea a treia, legea consecvenței, într-adevăr. Și Claudiu, îmi place și mi-a plăcut extrem de mult și chiar dacă repet chestia asta, sesiunea din această seară, și este foarte mult de discutat și cu siguranță vom mai ține astfel de sesiuni și traininguri împreună. Chiar eu cred că sunt de foarte, foarte mare valoare. Dar aici, după toate cele discutate, am discutat despre legea conștientizării, să știi unde te afli în momentul de față. Am discutat despre legea intenției, să fii intenționat să crești și să faci anumite lucruri, să fii dispus să plătești prețul pentru a ajunge, poate la nivelul următor, poate să-ți îndeplinești obiectivul. Și prețul, cum a concretizat foarte bine Claudiu, aproape niciodată nu este vorba de bani. Nu este vorba de bani. Lacrimi, efort, durere, nopți nedormite, stres. Și mai am degete și la mâini și la picioare și multe altele. Sunt foarte mulți factori, bineînțeles, care se includ. Dar eu aș spune, și noi am concretizat chestia asta prin legea consecvenței. Când vrei să te dezvolți în orice domeniu, cheia este consecvența. Nu poți să devii orice îți dorești, dar poți deveni ceea ce ești. Cum arată consecvența? Poate fi legată de chemare? Când vorbim de răbdare, Claudiu, care se include foarte bine cu consecvența, ce ai putea să ne spui? Și foarte bine legat de proces, ceea ce ai menționat puțin mai devreme. Da, mi-aduc aminte o poveste și era, cred că, până anul 2013 lucram în dezvoltare rurală. Mi-aduc aminte, au venit primele proiecte de evaluat. Erau două proiecte, erau venite pe o măsură de agricultură. Băi, și eram așa entuziasmat, eram curios. Da, îți dai seama, era un moment epic, victorios, îl așteptam. Un an de zile trecuse de când tot răsfoiam și tot învățam. Era momentul clar să demonstrez că știu să evaluez. Am citit mult, am băgat la informații și era momentul să mă confrunt cu realitatea. Am înregistrat proiectele, bineînțeles, le-am pus pe birou, am început să le răsfoiesc, să dau pagine una câte una. Și vreau să te întreb așa, cum te-ai simțit tu atunci când a fost necesar să faci un lucru pe care nu l-ai mai făcut niciodată? Băi, privirea mi s-a încețoșat, broboade de transpirație și au făcut apariția pe fruntea mea,
a început să-mi tremure mâna și cu fiecare pagină pe care o dădeam aveam sentimentul că din proiect de acolo va ieși așa o gură imensă de balaur și voi fi înghițit. Și spuneam așa, băi, nu voi reuși niciodată să înțeleg ce scrie aici. Deci nu voi reuși să evaluez proiectul ăsta. Te-ai confruntat cu astfel de momente? Cum sună frazele astea? Băi, la momentul acela nu aveam încredere în mine, nici măcar 1% că voi reuși să duc la capăt. Gândește-te cum reușești tu să gestionezi astfel de emoții când apar. Pentru că încrederea, ea nu apare din senin așa brusc, ca lumina. Încrederea este rezultatul a câteva ore, zile, săptămâni, chiar ani de muncă asiduă și multă dăruire. Și suntem în 2022, au trecut 9 ani de la acel moment. 9 ani în care pas cu pas mi-am construit acea încredere. Am urmat procesul de care enunțam mai devreme și gândește-te care este un prim pas pe care tu îl faci în a-ți construi această încredere solidă. Care este baza fundației? Da? Claudiu. Extrem de puternic. Mi-a plăcut foarte mult exact cum ai menționat toate chestiile astea și toate ideile astea prin propria ta poveste personală și ne mai luăm acum doar câteva minute, dragilor, pentru a finaliza prin legea consecvenței. Asta este extrem de importantă și o greșeală, ca și paranteză acum, o greșeală și o numesc greșeală acum, pe care am făcut-o. Bine, a fost o lecție, că trebuie să învățăm din greșeli, o lecție extrem de puternică și am certitudinea că și tu, cu siguranță și tu ai văzut, Claudiu, când mentorul nostru, Sorin Popa, se antrena singur în camera de hotel cu microfonul, nu am acum un, nu știu, ceva gen microfonul, exact, tu ai microfonul la îndemână, da? Se antrena înainte de speech-ul, înainte de introducerea lui John Maxwell la evenimentul de certificare din Orlando, din Statele Unite. Și chestia asta m-a impactat foarte, foarte mult. Și bun, dacă Sorin Popa, la un nivel absolut global, internațional, face chestiile astea, cum adică el după ani și ani de experiență, lider la nivel mondial, lucrează unul la unul cu John Maxwell și cu cei mai mari lideri din lume în momentul de față, el încă se antrenează? Adică hai să fim serioși. Totuși, Sorin Popa, vorbind de John Maxwell, vorbind de oameni de nivelul acesta, din altă ligă, de unde suntem noi în momentul de față, probabil. Adică ei încă se antrenează, ei încă exersează. Și răspunsul este da, încă exersează. Atunci eu de ce, la vârsta mea în momentul de față, care nu am ani și ani și ani de experiență, cum o spunea Claudiu, 9 ani pentru a face ceea ce face în momentul de față, adică eu n-ar trebui, adică eu le știu pe toate, eu sunt bun la toate. Dar bine, toate chestiile astea vin, că eu mi-am dorit și, cum am menționat și puțin mai devreme, mă leg iarăși de povestea asta, că este una din pasiunile mele și să fac chestia asta, traininguri fizice, și automat să vorbesc pe scenă. Îmi dă o încredere imensă, o imagine, o recunoaștere fantastică când sunt pe scenă. Și te întreb acum pe tine direct, care ne asculți și care ești cu noi în momentul de față, care este motivația din spatele perfecționării tale? Și când spun perfecționare, sunt foarte multe chestii de luat în calcul și aici. Care este motivația din spatele a ceea ce îți dorești tu să faci? Ceea ce îți dorești tu. Poate este vorba de jobul tău, poate este vorba de a-ți crește vânzările, fie personale, fie la locul de muncă, compania pentru care lucrezi. Poate este vorba de a-ți crește afacerea, numărul de clienți. Dacă vei ști să răspunzi la întrebarea de ce, cu litere mari în capital, vei putea avansa și în acele momente în care ți se pare dificil, obositor, greu, stresant, cu lacrimi, cu nopți nedormite. Conectează-ți valorile tale cu dorința și cu visul tău și atunci vei ști într-adevăr că ești pe drumul cel bun. Are sens pentru voi. Fă alegerile corecte, indiferent cât de mici sunt. Dă dovadă de consecvență și la nivel zilnic. Eu spun chestia asta și am repetat-o de câteva ori în sesiunea din această seară. La nivel zilnic să faci ceea ce trebuie să faci.
Nu lăsa pe mâine, cum e și proverbul românesc, nu lăsa pe săptămâna viitoare, nu lăsa pe luna viitoare. Bun, am un proiect, că vorbea Claudiu de proiecte pe 12 luni de zile. A, lasă că septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, este destul timp, adică vine toamna, e ok, las că vara mă odihnesc. Nu, fă la nivel zilnic ceea ce trebuie să faci, fă alegerile corecte. Răspunsul la întrebarea de ce te va ajuta să rămâi motivat și conectat. Și după prima etapă de entuziasm, după primul rezultat pe care îl vei obține, după ce a trecut perioada aceasta, trebuie să faci, să continui în continuare, să faci lucrurile care trebuie să le faci pentru a obține rezultatele respective. Și asta îți dă suficientă energie și putere. Spune-ne tu, Claudiu, ce faci? Sau dă-ne exemplu de un obicei, poate. Sau când vine vorba de obiceiuri, ce e cel mai important când vorbim aici în încheiere? Da, mi-a plăcut foarte mult când ai pus întrebarea asta, de ce? Da, băi, de ce să fac lucrurile astea? Da? Pentru că în momentul în care îmi pui de ce, este clar că poți să te întrebi, băi, unde mă va duce de ce-ul ăsta meu? Mă duce mai aproape de succes sau mai aproape de frustrare și dezamăgire? Și asta e o chestie de motivare și sunt fericit tătic a două fete, iar Erica mea, cea mare, are 10 ani. E, ce se întâmplă? Îi dau tot timpul motive ca să o determin să citească. Și îi spun așa, dacă astăzi citești trei capitole, da? Mergem în parc. Dacă vei termina această carte într-o săptămână, îți cumpăr ceva. Ce fac este practic un antrenament pe care eu îl folosesc pentru a o ține motivată să citească. E, în momentul în care și tu ai motivația necesară, ești pe drumul cel bun. Și acum gândește-te și scrie exact cum zicea Alex. Ce te motivează? Ce mă motivează? Și vreau pentru exercițiul acesta, pentru întrebarea aceasta, ce te motivează? Bun, eu fac chestia asta, eu am rutina mea zilnică, că tot vorbea Claudiu de obiceiuri, eu am rutina mea zilnică, mă trezesc undeva la un 5 dimineața. În fiecare dimineață mi s-a obișnuit corpul, deja sunt foarte ok și așa activez. Și câștig 3 ore din zi, până la ora 8 eu nu mă apuc de treabă, nu fac absolut nimic. Pur și simplu, îmi iau timpul meu, fie că fac sport, merg la sală, merg la alergat, fie că citesc, dimineața citesc, fie că îmi scriu sau fac anumite exerciții, poate de conștientizare, poate, uite, cum spunea Claudiu, de meditație, poate de motivație. Bun, ia-ți un pix și o foaie de hârtie și scrie-le, nu pe telefon, nu pe laptop, nu pe, nu știu, Notepad sau orice ai la îndemână. Nu, scrie-le pe modul tradițional, pe foaie de hârtie. Ce te motivează? Poate te motivează dragostea. Intenția ta este să ajuți acolo unde este nevoie de tine. Poate te motivează datoria. Ajută-ți prietenii și apropiații. Dacă te motivează teama, protejează-ți familia. Pentru a trăi o viață conștientă, sapă până la cel mai profund motiv din spatele dorinței. Dar pentru asta ai nevoie să fii consecvent. În fiecare dimineață fă exercițiul acesta. Scrie ce te motivează pe tine. Vrei o mașină nouă, vrei o casă nouă, vrei o sănătate mai bună, vrei un corp perfect, vrei o imagine de sine extraordinară, vrei o relație cu clienții, vrei să-ți crești vânzările, vrei o afacere fantastică. Ce te motivează? Scrie chestiile acestea și pași de acțiune. Spune-ne, Claudiu, în încheiere pentru toată lumea, eu țin să vă mulțumesc încă o dată pe această cale, dar în încheiere, un sfat extraordinar. Cum sau ce ar trebui să facă cel care ne privește în momentul de față pentru a rămâne motivat sau pentru a aplica și a implementa legea consecvenței în Da, viața o să acelea? îți mulțumesc, Ales, și vă mulțumesc și vouă, celor care ați fost prezenți și celor care vor urmări înregistrarea. Vreau să închei printr-un exercițiu pe care îl las, da? Se cheamă Meditația Întrebărilor și înainte de asta vreau să spun că marea majoritate a noastră suntem obișnuiți să căutăm răspunsuri. Întotdeauna căutăm răspunsuri. E, noi ca și coach și mentor și eu și Alex, da? Ne concentrăm asupra întrebărilor. E când te străduiești și când eu mă străduiesc să ajung la rădăcina unei dorințe,
încep cu următoarea întrebare. De ce îmi doresc acel lucru? Da? E, caută și continuă să sapi până când vei găsi adevăratul motiv. Pentru că fiecare răspuns pe care îl vei găsi te va duce la întrebări mai profunde. Da? Și acum că vorbim de meditația întrebărilor, ia exemplu una din dorințele tale. Alege una, cea pe care vrei să o îndeplinești și întreabă-te de ce vrei să o îndeplinești. Care e magia aici? Continuă să întrebi asta până ajungi la intenția principală. Cum îmi place mie să spun, să practic zeciuiala, adică practic întrebarea de ce-ului de 10 ori. De ce? De ce? De ce? Da? Gândește-te, de ce vrei să faci mai mulți bani? Da? Ca să am libertate, de ce îți dorești libertate? Ca să pot să mă plimb, de ce îți dorești să te plimbi? Ca să pot să mă simt împlinit, de ce vrei să fii împlinit? Da? E, cele mai dese, deci sunt răspunsuri și cele mai dese răspunsuri sunt să fiu în siguranță, să mă simt bine și să fiu împlinit, exact cum spuneam. Da? Sapă, da, până la rădăcină și caută al câtelea de ce îți va da răspunsul la ceea ce îți dorești tu cu adevărat. Asta este un exercițiu foarte puternic pe care l-am făcut prima dată undeva prin 2017 de la Dean Graziosi. Pentru cine nu-l cunoașteți pe Dean, cu siguranță poate-l cunoașteți pe Tony Robbins, cel care lucrează cu Tony Robbins, da, și un exercițiu foarte puternic, într-adevăr să-ți descoperi de ce-ul tău. Eu, pe această cale, te îndemn și te rog în același timp, bun, să faci tot ceea ce este necesar, să implementezi legile respective, să asculți înregistrarea, să o dai și prietenilor tăi, cunoscuților tăi și gândește-te în momentul de față pe cine cunoști și crezi că l-ar ajuta sau ar ajuta o sesiune din această seară din partea mea cu Claudiu, bineînțeles, și discuțiile pe care le-am avut. Bun. Și noi, cu mare drag, vă putem ajuta din orice punct de vedere, fie pe partea de coaching, fie pe partea de mentorare, fie pur și simplu pentru un sfat sau pentru o discuție liberă. Că de foarte multe ori lumea, nu vorbesc, nu-mi exprim sentimentele, nu-mi exprim emoțiile, știu eu ce vreau. Și eu am curajul să spun acum că nu știi. Din experiență, și am lucrat cu zeci, câteva sute de oameni până în momentul de față și nu știi neapărat ce vrei până nu îți exprim chestia asta. Poate, nu neapărat cu noi sau cu altcineva, exprimă-o pentru tine în oglindă, iar este un exercițiu foarte, foarte puternic, dar exteriorizează din interior, cum vorbeam. Da, am putea să stăm toată seara, Claudiu, așa. Eu îți mulțumesc extrem de mult, a fost o sesiune pe cinste, cum am spune noi românii, foarte bună, foarte valoroasă și sper că și pe voi v-a ajutat la fel de mult. Mulțumesc, Claudiu, încă o dată, respect și de-abia aștept să... Mulțumim, Marius, și de-abia aștept să ne vedem în sesiunile următoare împreună cu cei care ne-au urmărit în această seară. Un cuvânt de final? Mulțumesc și eu, Alex. Ce vreau să transmit a fost că întotdeauna suntem în proces, suntem în creștere și dați-vă voie să fiți în proces, dați-vă voie să fiți curioși, dați-vă voie să veniți să testați. Poate nu mă crezi pe mine, poate nu îl crezi pe Alex în ceea ce am exprimat astăzi. Dar gândește-te, băi, dar ce s-ar întâmpla dacă m-aș duce și aș testa lucrul ăsta? Dacă aș cere ajutorul totuși? Și hai să vedem ce rezultat ar produce în viața mea. Și ai rămâne surprins. Eu vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, Alex. Și, dragilor, căutați bine să găsiți identitatea voastră. Mersi foarte mult! O seară minunată vă doresc, o seară excelentă, spor în tot ceea ce doriți să faceți și toate cele bune. Vă salut, seară plăcută! Mai bine, ceau!